În ședința de ieri a Consiliului Local s-a discutat, printre altele, despre oportunitatea înființării unui fond de solidaritate pentru romașcanii care suferă de boli grave ce nu pot fi tratate în unitățile sanitare din România. Propunerea a fost lansată de consilierul local, Radu Curpăn, acesta sesizând numărul deloc neglijabil al strângerilor de fonduri organizate pe Facebook ce au ca subiect persoane din Roman. Când domnul primar a mai fost întrebat de către presă despre posibilitatea creierii unui capitol special a unui fond de solidaritate pentru mașcanii care suferă de cancer, ce nu poate fi tratat în România. În momentul de față pot să vă spun că bugetul local nu mai permite nicio astfel de cheltuială. Pe viitor putem discuta, însă vreau să fim foarte atenți și foarte pragmatici în gândire. Sigur că putem crea un astfel de fond. Însă, sumele pe care le vom putea aloca vor fi foarte mici, pentru că resursele sunt destul de limitate. În același timp, vor fi unii oameni nedreptățiți. Unii vor primi, alții nu. Mai mult decât atât, există autorități ale statului care se ocupă cu aceste activități, Casa de Asigurări de Sănătate, care are și relațiile contractuale cu cei care lucrează în străinătate, și ar fi de preferat ca toate aceste acțiuni să se facă prin intermediul Casei de Asigurări de Sănătate. Pentru cei aflați în suferință este nevoie întotdeauna de ajutor, fie din partea autorităților, fie din partea oamenilor cu inimă mare. Sigur că fiecare dintre noi, din puținul pe care îl avem sau prin implicarea noastră, putem să le dăm o mână celor aflați în situații de suferință. Am înțeles. Sunt de acord, dar suma limitată ce înseamnă? Și hai să vedem. Bun, și câte cazuri putem ajuta? Domnul primar, nu știu dacă noi avem la dispoziția locală. Consiliul local, acel fond la dispoziția însă acela va trebui să vedem un... ...de cursul timpului. Am ajutat situații deosebite sau... Cazul izolat, nu putem... Și care sunt câte persoane vom putea ajuta? Ok, e la fel... Dăm 1.000 de euro. Dăm 1.000 de lei și care au nevoie 80.000. Eu zic să faceți dumneavoastră un regulament pentru... Să vedem cam ce ar însemna și ce ar însemna. Și în funcție de asta, pe bugetul anului viitor, putem discuta. Un astfel de fond de solidaritate constituit la nivelul bugetului local ar putea fi văzut ca o necesitate în contextul actual.